ziua de 27 martie este o zi foarte importantă pentru Teatrul Național, dar chiar și pentru Teatrul Internațional, pentru că este Ziua Mondială a Teatrului. După cum știți, s-a împământenit de 2 ani de zile și Ziua Națională a Culturii Românești, care este pe data de 16 ianuarie. Suntem bucuroși, suntem fericiți, ne simțim ca niște copii care s-au trezit dimineață. Știu că este ziua lor, toată lumea vine și le spune la mulți ani. Așteptăm cadourile ca să vină, așteptăm invitații, dar din păcate, așa este bine să sărbătorim această zi prin muncă. Nu ieșim la joacă precum ies copii, nu ne ducem la o petrecere, asta este petrecerea noastră. Și ne place să sărbătorim această zi alături de prietenii noștri, cei mai dragi, de publicul spectator. Păi sărbătorim cu spectacolul Avaru, așa cum vedeți, decorul este deja montat pe scenă și așteaptă musafirii. Colegii mei deja se pregătesc să vină la cabine, să se macheze, să se aranjeze, să se concentreze asupra personajului, să mai facă o mică repetiție de text. Sunt foarte fericiți și ei, de-abia așteaptă să se întâlnească. Este un alt eveniment, este o altă senzație în noi, când, așa cum este în fiecare cetățean, fiecare om, atunci când sărbătorește ceva. Se bucură la nuntă, se bucură la ziua onomastică, la ziua aniversară. Pentru noi asta este o bucurie în plus, pe lângă faptul că cea mai mare bucurie este că Dumnezeu ne-a hărăzit să fim actori, să fim pe scenă și să fim alături de oameni, de prieteni, să avem atâția prieteni, chiar avem mai mulți prieteni decât am avea pe orice rețea de socializare. Știu că și Gala Star, pe care o organizați în fiecare an, are așa o mică sau o mare legătură cu această zi mondială a teatrului. Este un alt eveniment, dacă asta este aniversarea, este un onomastică, ca să facem o mică diferență. Este un festival care a început de 7 ani de zile, este la 7-a ediție acum. Este un eveniment pentru toată comunitatea băcăoană și nu numai, chiar și pentru comunitatea națională și internațională, pentru că de la prima ediție am avut invitații din străinătate. Au fost unii dintre ei care au și câștigat. Anul acesta ne vom întâlni cu doi dintre câștigătorii edițiilor anterioare și mă refer aici la Mihaela Teleoacă, care va deschide gala recitalurilor extraordinare, pentru că în fiecare seară avem și recitaluri extraordinare. În prima seară este Mihaela Teleoacă, care a câștigat ediția a patra. Pe urmă este Anca Sigartău, cu care publicul s-a întâlnit și anul trecut. Sâmbătă este o companie din Italia, compania Telluris. Duminică este cea care a câștigat ediția a doua a galei din Japonia, doamna Yumiko Tsuji, cu același recital cu care a câștigat și Marele Premiu. Luni este doamna Oana Pelea și duminică seara în premieră, aici va avea loc premiera spectacolului cu domnul Caramitru și Adriana Idin, un spectacol care a fost personalizat pe Gala Star și special creat pentru evenimentul din acest an al Galei Star. Și așa cum i-am obișnuit pe micii noștri spectatori, duminică se vor întâlni din nou cu Teatrul de Magie, cu trupa lui Andrei Teașcă. Cam asta ar fi eveniment. Sunt foarte mulți concurenți, au rămas 15 concurenți din 47 care au fost înscriși. Te așteptăm să deschidem cortina și acestei ediții. Sper ca publicul să fie la fel de încântat cum a fost și edițiile anterioare. Sper să fie pe placul lor și să aducem o oază de liniște în această lume nebună, nebună, nebună. Pentru noi actorii, luna martie este o lună foarte semnificativă. Sunt trei sărbători foarte importante. 20 martie este Ziua Internațională a Teatrelor pentru Copii și Tineret.
21 martie, Ziua Internațională a Teatrelor de Animație, și 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului. Pentru noi păpușarii, cea mai dragă sărbătoare este, bineînțeles, ziua de 21 martie, în care ne simțim și noi puțin băgați în seamă. Sărbătoarea nu este foarte veche, are tradiții de circa 10 ani și în fiecare an de atunci încercăm să sărbătorim prin muncă, cum se spune, această sărbătoare și să fim alături de spectatorii noștri, cei mai fideli, care sunt copiii. Pentru mine, ca păpușar, deosebirea dintre teatrul dramatic și teatrul de păpuși este una esențială, și anume că teatrul de păpuși este un gen specific al teatrului dramatic și nu este o cenușăreasă a acestuia, cum consideră mulți. Am o vechime, să zic, de circa 20 de ani în teatrul de animație, timp în care niciodată nu mi-a trecut prin cap să-mi schimb profesia și să aspir la teatrul dramatic, pentru că eu consider că teatrul de păpuși presupune un spațiu al metaforei, un spațiu al purității, în care putem să ne adresăm deschis, direct, și suntem judecați foarte exact de către criticii noștri, cei mai fideli, care sunt copii în pantaloni scurți, dacă putem să spunem. Copilul spectator nu știe să mintă, nu știe să aplaude la comandă, nu știe să se ridice în fața actorilor la finalul spectacolului din complezență. Te sancționează foarte brutal atunci când nu ești pe placul lui sau când bați câmpii. Din punctul ăsta de vedere, reperul este, cred, unul fundamental. Noi, maturii, la spectacolele teatrului dramatic, mai avem tendința ca să fim diplomați. Copiii nu au această tendință. Hola! Cervantes! Don Quijote de la Mancha! Don Quijote! Don Quijana! Usted tiene el derecho a la única elección. ¿Cuál de ellos va a quedarse? Diferența dintre un actor de dramă și un actor păpușar este că păpușarul se exprimă prin păpușa. Își împrumută vocea, sufletul, chipul unei păpuși, unei materii neînsuflețite, pe care trebuie să o anime, să o însuflețească, și prin ea trebuie să transmită toate sentimentele de care este capabil. Rosy, Rosinanta, vamos, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, calma, calma, sí, 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 Rosinanta, vamos, sí, sí. Datorită specificului activității noastre, folosim diferite sisteme de mânuire care presupun ascunderea, să zicem așa,
a actorului. Toate aplauzele le primește păpușa, personajul, în cazul de față. Dar, de fapt, cunoscătorii știu că aplauzele, de fapt, le primește actorul. Și este suficient. Cineva m-a întrebat odată dacă nu sunt recunoscut pe stradă de către copii și cum se comportă ei în cazul în care mă întâlnesc în alt spațiu decât al celălalt teatrului. Mi s-a întâmplat de puține ori să fiu recunoscut pe stradă de către spectatorii mei, dar acest lucru nu mă deranjează. Acest anonimat presupune și o mai mare libertate în viața publică. Sancho! Sancho Borracho! Io Don Quixote, me lo vengo, do lo tengo, vengo, me vengo, nero como nero, no nero, no bandero, no vengo, no vengo, vengo. Vamos, Rosinanta, vamos! Și abordarea unui rol în teatru dramatic ca și abordarea unui rol în teatru de păpuși presupune aceeași seriozitate și aceeași dăruire. Fiecare actor, indiferent de faptul că este actor de teatru de dramă, este solist de operă, este balerin, este artist de circ, are o metodă proprie, personală, de a se concentra. Și acest lucru cred că ține cont de individualitatea fiecărui actor în parte. Un mare actor de la București, iertat să-mi fie că nu îi spun numele, spunea că înainte de a avea un spectacol nu ieșea 3 zile din casă. Este o metodă, să zicem, dar noi care avem atâtea deplasări, atâtea repetiții, atâtea spectacole, nu cred că ne putem permite luxul acesta și trebuie să ne concentrăm permanent ca să fie bine pe scenă. Am o singură superstiție și care de fapt e o teamă de a nu-mi reuși rolul. Dar probabil dacă un actor se roagă la Duhul Teatrului permanent și face tot ce îi stă în putință ca să fie bine, până la urmă se întâmplă și minunea. Sunt personaje care îmi sunt mai aproape de sufletul meu și sunt personaje pe care încerc să le înțeleg și să mă apropii de ceea ce a gândit regizorul spectacolului despre ele. Uneori se pare că taman personajele care nu mi-au fost foarte apropiate la început devin o parte din mine. Asta probabil face parte tot din acel miracol al teatrului. Cred că despărțirea de personaj teoretic se întâmplă odată cu terminarea fiecărui spectacol, dar personajele continuă să ne mai bântuie chiar și cu mult după ce spectacolul s-a terminat, chiar să devină obsesii, dar nu fetișuri.
când joc în teatrul de animație. Timp de 15 ani am avut, să spunem, nenorocul de a interpreta în mare parte numai personaje pozitive. Pentru noi actorii sunt personajele albastre din care oricât te-ai strădui, nu poți să ai foarte multe satisfacții ca actor. Cele mai plăcute personaje pentru un actor consider că sunt personajele de compoziție, personajele, să spunem, negative, care au o paletă mult mai largă pentru interpretare. Eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos del barataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito. În general, spectatorul copil respectă convenția teatrală. Ei știu că spectacolul este o poveste spusă de cineva pentru ei. De multe ori se întâmplă ca personajele nepozitive, să zicem, să atragă o mai mare simpatie a copilului față de cele pozitive, dar asta face parte și dintr-un hazard sau dintr-o măiestrie a actorului care interpretează aceste personaje. În toată activitatea mea, de multe ori s-a întâmplat să am personaje favorite, dar personaje foarte apropiate de sufletul meu și care mi-au adus satisfacții sunt Corbul Eduard din Aventurile unei vrăjitoare, în regia domnului Valentin Dobrescu, și Rolul Mașterii din recenta premieră a teatrului nostru. E vorba de Cenușăreasa în regia Adelei Moldovan. Marele vis al păpușarului este de a face ca păpușa să pară vie, chiar dacă este o materie moartă. Dar acest lucru, cu toată strădania noastră, nu se întâmplă în fiecare zi. Probabil sunt puține dăți când păpușa singură începe să prindă viață și chiar actorul și să capete o anumită independență și actorul păpușar rămâne și el uimit, pentru că păpușa face niște lucruri la care nici nu s-a gândit actorul dinainte. Mie mi s-a întâmplat personal de vreo 3-4 ori în viață și consider că sunt un tip norocos, pentru că se întâmplă ca unora să nu li se întâmple niciodată. Ideal ar fi să se întâmple de fiecare dată, dar este un ideal. De obicei, accept să joc ceea ce mi se propune și planurile mele nu întotdeauna
ating realitatea. Dar faptul că am reușit să joc și eu un Hamlet în Teatrul de Păpuși, cred că este suficient. Vreau să precizez că spectatorul copil din Bacău este un spectator foarte cald, care este alături lângă noi tot timpul. Îi simțim curiozitatea și interesul față de spectacolele noastre. Păcat că nu putem să îi aducem mai multe premiere proaspete în fiecare an. Și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor copiilor care în fiecare duminică ne aduc flori și ne răsplătesc cu aplauze și fac ca întotdeauna salele teatrului de animație să fie extrem de pline, uneori neîncăpătoare.